pentru această zi frumoasă de toamnă, pentru harul pe care Dumnezeu l-a rânduit să fiu împreună cu dumneavoastră. Doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Amin. Amin. Mă bucur să vă văd, membrii acestei biserici, musafirii. În mod deosebit aș vrea să apreciez modul frumos în care vă exprimați mulțumirea înaintea lui Dumnezeu cu acest aranjament deosebit frumos, care îmi spune mie că aici comunitatea din Zimand într-adevăr este o comunitate de oameni mulțumiți. Dumnezeu să ne ajute să fim. Amin. Să fim și mulțumiți și mulțumitori. Mulțumesc Domnului pentru fratele Petrică, colegul meu de slujbă, care a pregătit această zi frumoasă. Și sigur, mai mult ca orice, noi ne dorim, ori de câte ori venim aici la casa lui Dumnezeu, nu numai să ne exprimăm mulțumirea înaintea lui Dumnezeu, nu numai să ne exprimăm aprecierile față de frați, de surori, bucuria de a fi împreună, ci mai presus de toate, să recunoaștem că avem un Dumnezeu plin de bunătate. Lui. Un Dumnezeu îndurător, care ne poartă de grijă, care ne asigură tuturor resursele necesare pentru a trăi o viață decentă, frumoasă, înaintea lui Dumnezeu. Spun încă o dată din toată inima, Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Amin. Vă duc saluturi sfinte de la Biserica Betania din Grădiște. Dorim împreună cu conducerea bisericii, întreaga comunitate, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dragii mei, câteva aspecte în această zi și îmi doresc așa de mult Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să le pună pe vatra inimilor noastre. Amin. Amin. Duhul Sfânt care este prezent aici, l-am simțit așa cum se spunea prin modul în care v-ați închinat așa de frumos înaintea lui Dumnezeu, împreună cu frați, surori, copiii minunați a acestei biserici, dar și modul minunat în care Duhul Sfânt lucrează printre noi. Da. Pentru că cel mai frumos este atunci când Duhul Sfânt, prin prezența noastră, aduce cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și îl așează pe vatra inimilor noastre. De aceea îmi doresc Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze și în această zi. Amin. Dragii mei, trăim astăzi într-o lume de oameni nemulțumiți. Chiar dacă avem mai mult ca oricând, văd aici surori mai în vârstă, frați mai în vârstă, ce vremuri grele au trecut peste ei. Vremuri în care au lipsit uneori chiar cele mai elementare elemente, cele mai elementare alimente din casă, dar totuși au știut să rămână credincioși și mulțumitori lui Dumnezeu. Astăzi avem mai mult ca oricând și totuși suntem nemulțumiți. Avem mașină, avem telefon, avem locuințe deosebite, avem servici, avem bani, și totuși lipsește mulțumirea aceea pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi. Pentru că, de fapt, dragii mei, adevărata mulțumire nu se caracterizează prin ceea ce avem, ci prin ceea ce suntem. Aleluia. De aceea îmi doresc Dumnezeu să ne ajute să fim copiii Lui. Aleluia. Când suntem copiii Lui Dumnezeu, suntem cei mai fericiți oameni. Pentru că știm că Dumnezeu ne poartă în fiecare zi în carul Său de biruință. Mulțumirea este expresia încrederii în Dumnezeu. Așa spunea cuvântul Domnului, fiindcă am primit. Totdeauna ne bucurăm când primim câte ceva. Indiferent de poziția noastră, de situația noastră, când cineva ne face un cadou sau o atenție, suntem bucuroși. De aceea, fiindcă am primit, dar ce-am primit, prea adesea ne mulțumesc lucrurile materiale, dar noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu în această zi, că am primit de la El un dar nespus de mare,
Nu se poate compara darul acesta. Și ceea ce noi am primit de la Dumnezeu este o împărăție care nu se poate clătina. Binecuvântat să fie Domnul! Trăim într-o lume în care toate se clatină. Urmăriți dumneavoastră câtă incertitudine, câtă frică, câtă nesiguranță, toate sferele, politică, sfera financiară, sfera economică, atâtea situații, atâtea împrejurări care clatină ființa umană din temelii. Dar noi, dragii mei, am primit de la Dumnezeu o împărăție care nu se clatină. Împărăția aceasta nu se poate clătina, pentru că la această împărăție stăpân este Domnul. Binecuvântat să fie El. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Se spune că o corabie a naufragiat în urma unei furtuni puternice. Corabierii au încercat să lase bărcile de salvare și cei care puteau să se salveze, alții să fie adunați de prin furtuna aceea cumplită. În zorii zilei, marinarii care au ajuns pe țărm până la urmă cu corabia aceasta avariată, cumplit, s-au gândit să se întoarcă înapoi. Marea se liniștise, iar stânca aceea care lovise puternic corabia, au ajuns la ea și pe stânca aceasta au găsit un copilaș. Tremura de frig, tremura de frică, corăbierii s-au dus repede, l-au luat de pe stâncă, l-au pus în corabie și l-au întrebat în timp ce se îndreptau spre țărm: o, dragul nostru, n-ai tremurat aici când ai văzut, nu ți-a fost frică? Și el a spus: ba da, mi-a fost frică și toată noaptea am tremurat, dar ce-a fost bine, stânca pe care am stat n-a tremurat deloc. Stânca aceasta a fost stabilă, spunea el. Dragii mei, oricât de mult s-ar clătina lumea aceasta, stânca pe care noi stăm este Hristos Domnul. Aici avem siguranță, aici găsim statornicie, aici Dumnezeu ne binecuvintează. De aceea eu îmi doresc pentru noi toți cei prezenți, pentru familiile noastre, pentru întreaga comunitate din Ziman, Domnul să ne ajute să rămânem puternici pe stâncă. Să nu lăsăm ca diavolul să aducă tulburare, nemulțumire în viața noastră, pentru că noi suntem chemați să trăim într-o lume de oameni nemulțumiți, să arătăm întotdeauna mulțumirea noastră, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Există forme de exprimare a mulțumirii, dar adevărata mulțumire este o stare care vine din interior, din inimă, iar starea aceasta în inimă, în sufletele noastre, o pune Dumnezeu. Oricât am adunat, dragii mei, cunoașteți și dumneavoastră, cunosc și eu, oameni care au posibilități mari, oameni care au ajuns bogați, chiar foarte bogați, și totuși să fie nemulțumiți. Înțeleptul spune în Cartea Proverbelor, capitolul 15, cu versetul 15, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Cu alte cuvinte, indiferent de împrejurări, cine este cu inima mulțumită, nu de ceea ce are, ci de ceea ce este, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim oameni mulțumiți și mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Lumea să vadă atitudinea noastră, expresia noastră de mulțumire. Și în vechime, mulțimea avea un rol extrem de important. Vă amintiți în cartea profetului Iosua, la capitolul 8, când Dumnezeu a binecuvântat pe Iosua și i-a dat biruința în ce privește cetatea Ai, spune Biblia, atunci Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Israel. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. Dragii mei,
Vă chem în această zi de sărbătoare, când biserica celebrează acest eveniment deosebit, a ziua recunoștinței, a mulțumirii, să facem din viața noastră și din familiile noastre, în casele noastre, un altar pe care să aducem jertfe de mulțumire. E așa de frumos să învățăm copiii noștri, familiile noastre, să fie mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Să avem siguranța că Dumnezeu privește cu drag spre mulțumirile noastre. Mulțumirea nu este consecința unei împliniri materiale. Poți avea mult și să fii nemulțumit. Mulțumirea îl face pe sărac bogat. Iar nemulțumirea îl face pe bogat sărac. Așa spunea un fost coleg care a ajuns să urce pe treptele societății, o poziție înaltă, influentă, cu bani, cu posibilități deosebite, cu bani mulți. Omul acesta spune mereu când îl întâlnesc, dragă, știi ce mă gândesc? Am adunat și adun mereu și mereu, dar parcă tot nu mi-ajunge. Noaptea nu mă odihnesc, ziua alerg în continuu și când mă întâlnesc cu tine, te văd un om mulțumit și un om împlinit. Și îi spun să știi că ai perfectă dreptate, că ceea ce îmi dă mulțumire nu este ceea ce am. Nu! Biblia spune și noi credem că un om mulțumit cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Este tot timpul fericit. Oameni buni, dragi creștini, să ne ajute Dumnezeu să fim mulțumitori. Amin. Starea de mulțumire este specifică copiilor lui Dumnezeu. De ce? Spune în cartea Filipenilor, așa de frumos aici, cuvântul lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, versetul 11 și 12. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. M-am deprins, spune Apostolul Pavel, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Dragi creștini, aș vrea în această zi să vă spun un lucru. Mulțumirea se învață. Mulțumirea se învață. Și vă îndemn în această zi, plecând de la casa lui Dumnezeu, în urma acestei sărbători deosebite, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să învățăm mulțumirea. Amin. Să fim mulțumiți. Ajută, e greu să mergi contra curentului. E greu când toți îți nemulțumiți. E greu când uneori și în biserică constați că sunt unii care își doresc cu totul altceva. Dar noi, care suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să fim totdeauna mulțumiți și mulțumitori. Două aspecte pentru care deseori unii oameni sunt nemulțumiți. În primul rând, atunci când așteptările noastre sunt mai mari decât voia lui Dumnezeu, atunci devii un om nemulțumit. De ce? Pentru că nu cunoști voia lui Dumnezeu sau dacă cunoști voia lui Dumnezeu, nu te încadrezi în standardele acestea, în voia lui Dumnezeu, ci mereu și mereu îți dorești mai mult. Vă amintiți de Iov, omul lui Dumnezeu? A fost binecuvântat de Dumnezeu într-o măsură deosebită. Dumnezeu l-a iubit, Dumnezeu l-a binecuvântat, dar a venit o zi a încercării. O zi a încercării poate veni și în dreptul meu și în dreptul tău. Suntem noi mulțumitori înaintea lui Dumnezeu și în vremurile bune și în vremurile mai puțin bune? Dumnezeu a spus, îl cunoști pe robul meu Iov? Păi îl cunosc, dar cine nu te-ar binecuvânta dacă n-ar fi binecuvântat așa cum tu l-ai binecuvântat pe Iov? Și Dumnezeu l-a cunoscut pe Iov. Nu, nu, Iov este un om neprihănit.
Iov este un om temător de mine. Iov cunoaște planul și voia mea. Și la un moment dat Iov ajunge să piardă tot, dar Iov ajunge să mulțumească lui Dumnezeu. Când soția lui îi spune cuvintele acelea josnice, Iov mărturisește înaintea tuturor că el rămâne credincios lui Dumnezeu. Dragii mei, este important să cunoaștem voia lui Dumnezeu, dar niciodată așteptările noastre să nu fie mai mari decât voia lui Dumnezeu. Să ne mulțumim cu ceea ce avem, să ne mulțumim cu ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Pentru că e așa de important ca viața noastră să fie o viață prin care să-L cinstim, să-L mărturisim, să-L arătăm pe Dumnezeu unor oameni nemulțumiți. Și în al doilea rând, ajungem să fim nemulțumiți atunci când confundăm nevoile noastre cu pretențiile noastre. Nevoile și pretențiile. Spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Unii spun, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri, toate Dumnezeu vi le va da pe deasupra. Dar Domnul n-a spus așa. Domnul le vorbește cât de important este ca un copil al său să fie mulțumit. Și Domnul chiar vorbește în Evanghelia după Matei, în frumoasa predică de pe munte, de modul minunat în care Dumnezeu poartă de grijă copiilor săi, acelor care au înțeles planul și voia lui Dumnezeu. Și spune, Dumnezeu poartă de grijă în ce privește hrana, în ce privește apa și îmbrăcămintea. Astea sunt nevoile noastre de bază. Hrana, apă și îmbrăcăminte. Ori în dreptul celor care caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, care îl pun pe Dumnezeu în prim planul vieții lor, acestora Dumnezeu le dă aceste lucruri. Aceste lucruri! Pentru că oricât am muncit, banii vin și se duc. Oricât am adunat, n-avem niciodată să ne bucurăm de ce adunăm dacă nu în mijlocul celor ce avem, nu știm să-L prețuim pe Dumnezeu. Nu știm să-I mulțumim lui Dumnezeu. Dragii mei, să nu confundăm nevoile cu pretențiile noastre. Eram într-o zi într-o familie care avea mai mulți copii. Fratele mi-a prezentat situația mai puțin plăcută prin care trece cu familia și ne-am rugat. Spuneam fratelui, frate, eu cred că Dumnezeu vă poate purta de grijă, Dumnezeu vă binecuvintează dacă stați aproape de El. Și fratele spunea, frate, aș vrea să ne rugăm Domnului pentru o nevoie pe care o avem. Spuneți-o, frate. Aș vrea să ne rugăm Domnului pentru o mașină. E greu cu copiii, cu soția, biserica e destul de departe. Și am spus, da, dacă este o nevoie pentru familia voastră, Dumnezeu poate împlini. Și am spus, ne vom ruga special pentru problema aceasta. Numai înainte ca să ne rugăm, fratele a spus, frate, i-am spus Domnului când m-am rugat prima dată, nu vreau orice mașină. Dar ce mașină vrea? Frate, aș vrea un Mercedes Vito. Eu vreau să ne rugăm specific lui Dumnezeu. Astea sunt mofturi, astea sunt pretenții. Eu cred că Dumnezeu vă poate da o mașină. Dumnezeu poate să vă dea și un Mercedes Vito. Nu, eu cred. Dar nu credeți că ceea ce vă dă Dumnezeu e cel mai bun lucru? Nu credeți că Dumnezeu cunoaște nevoia și în același timp cunoaște și mofturile noastre? Frați și surori, să ne ajute Dumnezeu să fim mulțumitori înaintea Lui. Amin. Să fim mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu ne dă și să nu confundăm niciodată nevoile
cu pretențiile noastre, ci întotdeauna să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne dă. Pentru că ceea ce Dumnezeu ne dă e trainic, e stabil, e binecuvântat de El. Și ce binecuvintează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Cum se poate ajunge la mulțumire? Cum putem fi mulțumitori înaintea lui Dumnezeu? Dragii mei, în primul rând, putem ajunge la mulțumire prin pocăință. Prin pocăință. Știți numai cine realizează că noi am primit un dar de la Dumnezeu, o împărăție care nu se clatină, cel care a fost binecuvântat de Dumnezeu în urma pocăinței. În urma pocăinței. Spuneți dumneavoastră un om care n-are de-a face cu pocăința. Ce zice despre noi când vorbim despre o împărăție care nu se clatină? Care nu e aici? Care nu o vedem? Dar vorbim despre ea? Nu înțelege nimic. Nu pricepe, nu crede. Dar binecuvântați sunt toți aceia care prin pocăință s-au întors la Dumnezeu. Care prin pocăință l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Și acela chiar sărac fiind, chiar lipsit fiind, chiar bolnav fiind, omul acela e plin de mulțumire în inima lui, pentru că știe că am primit de la Dumnezeu, nu o viață de 30, de 50, de 80 de ani, nu, ci am primit de la Dumnezeu în dar o împărăție care nu se clatină. O împărăție care nu se poate clătina. Posesiunile noastre materiale vin și se prea poate să le pierdem. Dar împărăția care o primim de la Dumnezeu, nu o pierdem niciodată. Ea nu se poate clătina. Pentru că, așa cum spuneam, este stâncă veșnică care este Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Prin pocăință noi suntem binecuvântați de Dumnezeu. Poate că ați auzit întâmplarea aceasta când o bătrânică ajunsă singură într-un capăt de sătuc, săracă, văduvă, copiii erau departe, au uitat-o. Se descurca atât de greu sora aceasta, dar în inima ei era multă mulțumire. Mereu cânta prin curtea și grădina casei laudele lui Dumnezeu. Vecinul ei, care era un om avut, un om bogat, era chiar deranjat de atitudinea ei de mulțumire. Cum poate bătrâna aceasta, pricopsită, necăjită, săracă, să fie totuși așa de mulțumită și să laude pe Dumnezeul ei mereu și mereu? Știa că veneau mereu unii să o ajute, îi mai duceau pâine, un aliment. A venit însă vremea când se apropia iarna. Omul acesta, care auzea mereu cântând prin grădină, prin curte, laudele lui Dumnezeu și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru tot ceea ce îi dădea, pentru că îi asigura resursele de fiecare zi. Domnul îi împlinea toate nevoile ei, nu mofturile sau pretențiile ei. Și omul acesta s-a gândit, știu ce am să fac, ca să pot să-i dovedesc că nu este Dumnezeu, am să mă duc și să cumpăr o căruță de lemn. Îi le pun la poarta casei, știind că vine iarna, și am să-i spun, uite că nu Dumnezeu ți l-a dat, ci eu, pentru că Dumnezeu nu există, dar eu, cunoscându-te, mi s-a făcut milă de dumneata și vreau să-ți cumpăr. Și omul nostru s-a dus, a cumpărat o căruță de lemn, i le-a pus la poarta casei și spre seară, auzit vecină cum femeia noastră, văzând lemnele, a ridicat mâinile în sus și a mulțumit, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că mi-ai trimis lemne peste iarnă, îți mulțumesc că Tu-mi porți de grijă zi de zi, Doamne, și a început să cânte pentru slava lui Dumnezeu. Și vecinul peste gard a strigat, vecină, ai grijă că nu Dumnezeu ți le-a trimis. Eu ți le-am trimis, că Dumnezeu nu există. Și vecina a ridicat din nou mâinile în sus și a spus, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc, căci cuvântul Tău este adevărat
că tu spui prin Scriptură, când îți place căile cuiva, îi faci prieteni chiar și pe vrăjmași. Și Domnul te-a folosit pe dumneata ca un vecin care ții la mine. Chiar dacă dumneata nu mă iubești, Dumnezeu mă iubește și prin tine mi-a asigurat lemne. O, dragii mei, de-am înțelege că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu ne poartă de grijă, de-am înțelege că indiferent de situațiile prin care trecem, Dumnezeu este în control. Și vă îndemn în această zi a recunoștinței, a mulțumirii. Acum când lumea întreagă trăiește momente de criză, de frică, de cumpănă, noi, dragii mei, să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu, să-i fim recunoscători lui Dumnezeu, că noi am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina. Cum se poate ajunge la mulțumire? Nu te compara niciodată cu alții. Nu te compara niciodată cu alții. Fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru ce ai. Fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru ce ai. Un teolog creștin spunea, James McIntosh, e bine să fii mulțumit cu ce ai, dar nu cu ceea ce ești. Mulțumește-te cu ce ai, dar dacă starea ta nu e după voia lui Dumnezeu, să nu fii mulțumit. Să nu fii mulțumit, să-ți dorești întotdeauna să fii mai aproape de Dumnezeu. Să-ți dorești întotdeauna să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu. Nu te plafona gândind că ai ajuns un om în care Dumnezeu a investit, i-a binecuvântat. Nu! Îmi doresc nu pe plan material, ci pe plan spiritual, Domnul să mă ridice mai sus. Domnul să mă ajute să mă apropii mai mult de El, să-L cunosc mai bine pe El. Mulțumirea ne ajută să trecem mai ușor prin necazuri, prin încercări. Nemulțumirea demoralizează, ne paralizează, fracturează relația noastră cu Dumnezeu. Nemulțumirea. Vă amintiți în cartea a doua împăraților, o femeie cu numele Sunamita, o femeie care a fost binecuvântată de Dumnezeu. Ea a fost mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu și a spus soțului ei într-o zi, auzi, de la noi vine mereu omul lui Dumnezeu, ce-am putea să facem pentru el? O, dragii mei, noi astăzi ne punem mereu întrebarea și dorim și cerem lui Dumnezeu ca El mereu și mereu să facă pentru noi. Tot așteptare avem ca Dumnezeu să ne dea, să ne dea, să ne dea. Dar când a fost ultima dată când noi am cerut ca Dumnezeu prin noi să binecuvinteze pe alții? Să binecuvinteze pe alții? Fratele predicator de dimineață care a fost la Biserica Betania mărturisea că în biserică are o soră, o membră care are un picior amputat. Se deplasează foarte greu, sora aceasta este bolnavă și într-o zi s-a evit o situație mai grea cu o fetiță din biserică. Fetița aceasta, pentru că biserica trecea printr-o situație de renovare, biserica aduna mereu fonduri pentru renovarea bisericii, fetița aceasta a avut niște bani pe care i-a pus deoparte lună de lună și a venit la păstorul bisericii și l-a rugat să primească toți banii pe care i-a adunat pentru renovarea bisericii. Sigur, suma era mult mai mare pentru renovarea bisericii, dar de la plicul acela pe care l-a dăruit fetița, Dumnezeu a început să înmulțească și a binecuvântat biserica și biserica ajunge să fie spre final, pentru că au înțeles oameni care au primit de la Dumnezeu că ei nu sunt decât un canal prin care Dumnezeu binecuvintează. Asta e expresia mulțumirii. Iar sora aceasta, chiar dacă trecea prin situații grele, spunea fratele că au câțiva săraci din orașul în care locuiesc, pe care îi ajută mereu și mereu. La biserică pregătesc mâncare și câțiva frați aduc mâncarea în familiile celor săraci. Dar într-o săptămână, doi dintre frații care aduceau mâncare n-au putut să răspundă, au transmis că nu pot să meargă și s-au căutat alți frați.
S-a întrebat în biserică cine ar putea săptămâna aceasta, două persoane, să ducă mâncare la cei săraci, lipsiți. Știți câte mâini a fost sus? Una singură. Acelei surori care avea piciorul amputat. Nimeni nu putea. Toți erau ocupați. Dragii mei, un om mulțumitor înaintea lui Dumnezeu este acela care înțelege că din bunurile, din resursele, din ceea ce Dumnezeu i-a dat, este gata întotdeauna să binecuvinteze pe alții. Să binecuvinteze pe alții. Dragii mei, Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Zemana. Biserica aceasta scumpă, biserica Logos, și să înțelegem niciodată să nu ne comparăm cu alții, să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce Dumnezeu ne dă, cu ceea ce Dumnezeu ne asigură. Și un al treilea aspect. Ajungem să dobândim mulțumirea, să fim mulțumiți înaintea lui Dumnezeu. Atunci când nu ești mulțumit, nu ești mulțumit cu starea în care ești, ci vrei o stare mai înaltă înaintea lui Dumnezeu, să te apropii tot mai mult de Dumnezeu, să fii mulțumit cu ceea ce Dumnezeu îți dă și să realizezi că ceea ce Dumnezeu îți dă este mai bun decât ceea ce ne dorim noi. Ajungi să fii mulțumit când înțelegi că ceea ce Dumnezeu ne dă este mai bun decât ceea ce noi ne dorim. Revin la Iov. Iov a ajuns să piardă tot. Tot. Se spune despre Iov, în momentul în care a pierdut tot, printre cei trei prieteni care au venit la el să-l încurajeze, mai mult l-au descurajat, a fost și soția lui. Iov a spus, îl binecuvintez pe Dumnezeu. Cum să-l binecuvintez pe Dumnezeu? Dacă deschidem în cartea lui Iov, dragii mei, ascultați ce frumos, cât de frumos spune Iov aici. Iov, capitolul 1, versetul 20. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Slavă lui. Cum poți să-L binecuvintezi pe Dumnezeu într-o asemenea situație? Știți ce înseamnă a binecuvânta? A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. Poți într-o situație în care era Iov să-L vorbești de bine pe Dumnezeu? Iov era un om de seamă. Iov era un om influent. Iov era un om bogat. Iov era un om apreciat. Din toată partea răsăritului, spune Biblia, nu era un om ca Iov. Și totuși Iov, când a pierdut totul și toată lumea avea privirile îndreptate spre el, să-i vadă atitudinea, să-și prezinte nemulțumirea, necazul, Iov se ridică și spune, oameni buni, ascultați-mă, tot ce am avut până acum, absolut tot, nu-i datorită meritelor mele, e de la Dumnezeu, tot am primit de la Dumnezeu, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în țărână. De aceea eu vreau și în situația aceasta să-L vorbesc de bine pe Dumnezeu, să-L vorbesc de bine, nu de rău. N-am ce să-i reproșez lui Dumnezeu, niciodată nu o voi face, pentru că Dumnezeu a fost bun cu mine. Dumnezeu este bun cu noi, frați și surori. Noi când trecem prin încercări, prin necazuri, îl vorbim de bine pe Dumnezeu sau îl vorbim de rău? Uite ce am ajuns! Uite ce mi s-a întâmplat pentru că sunt credincios, pentru că sunt slujitorul lui Dumnezeu, pentru că sunt implicat în formații. De ce Dumnezeu a îngăduit necazul acesta?
O, nu, dragii mei, și în zile bune și în zile mai puțin bune, noi îl vorbim de bine pe Dumnezeu. Noi spunem, binecuvântat să fie Domnul. Femeia lui a spus, Iov, bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Știți ce spune Iov? Vorbești ca o femeie, ria. Pentru că un om când nu-i bun, e rău. Un om care vorbește fără să gândească înainte, este un om fără minte. Fără minte. Un om care gândește bine, care judecă bine, nu vorbește ușor. Nu. Își calculează bine vorbele. Și Iov îi spune, vorbești ca o femeie care nu ești bună. Nu ești bună. Nu se cade să primim de la Dumnezeu și pe cele mai puțin bune, așa cum le-am primit pe cele bune. Nu știi tu, dragă, că tot ce am primit a fost expresia mulțumirii noastre înaintea lui Dumnezeu? N-am învățat noi în decursul anilor că noi trebuie să fim mulțumiți nu pentru că ce avem, ci pentru ceea ce suntem. Suntem copiii lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu a dat și acum a luat, nu se cade și acum să-L vorbim de bine pe Dumnezeu? Diavolul a rămas rușinat. Diavolul a rămas dezamăgit că un om care s-a încrezut în Dumnezeu îl vorbește de bine, îl binecuvintează pe Dumnezeu și în vremurile mai puțin bune. O, dragii mei, nu știm ce vremuri vor veni, dar indiferent de vremuri, de împrejurări, noi vrem să-L vorbim de bine pe Dumnezeu. Cineva care a lipsit multă vreme la biserică, l-am întâlnit și l-am întrebat, dragă, nu te văd la biserică de mult. Și el mi-a spus, păi ce să mai caut acolo? Păi cum ce să cauți, da? Nu te-a binecuvântat Dumnezeu pe tine? N-ai avut o parte de experiențe deosebite cu Dumnezeu? Cum poți să spui ce să cauți acolo? L-a spus, dar tu n-ai auzit necazurile și încercările mele? Ba da, le-am auzit. Dar toate astea nu trebuie să ne îndepărteze de Dumnezeu. Când ai inima mulțumită, ai un ospăț, nu numai la Paști și la Crăciun, ci necurmat. Ori e bine, ori e mai puțin bine, ori e un necaz, ori e bucurie, noi îl binecuvântăm pe Domnul. Noi îl preamărim pe Domnul, indiferent de situațiile noastre, pentru că recunoaștem că Dumnezeu este stăpân. Binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, mulțumirea noastră trebuie să se reflecte și subliniez aceste trei lucruri importante. Lumea așteaptă să le vadă la noi. Lumea se uită la noi, cum ne comportăm noi, cum vorbim noi, cum trăim noi. Fie ca în zima, biserica aceasta să fie o mărturie vie. Amin, amin. Și oamenii să ajungă să-L cunoască pe Hristos. Amin, amin. Mulțumirea trebuie să se reflecte în relația noastră cu Dumnezeu. În relația noastră cu Dumnezeu. În Evrei 12, versetul care l-am citit, spune așa de frumos, să ne arătăm mulțumirea lui Dumnezeu. Să ne arătăm mulțumirea lui Dumnezeu. O, cât de important este să vadă oamenii că tot ce avem, avem de la Dumnezeu. Că tot ceea ce suntem, suntem prin Dumnezeu. Că indiferent de situațiile sau vremurile care le trăim, relația noastră cu Dumnezeu rămâne o relație bună. Avem o relație deosebită de tată și fiu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dragii mei, nu putem avea o relație bună cu Dumnezeu dacă nu avem, în primul rând, dragii mei, o comunicare bună cu Dumnezeu. În dreptul oricărei relații, înainte de o relație, trebuie să fie comunicarea. Nu pot să am o relație cu biserica, nu pot să am o relație de familie cu soția, dacă numai întâi a fost comunicarea. Comunicarea. Știți că Dumnezeu din cer, înainte de a-L trimite pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, a căutat o modalitate prin care să
relaționeze cu noi. Și Dumnezeu a conștientizat acest adevăr, pentru că de la El am învățat. Înainte de a avea o relație bună, trebuie să ai o comunicare bună. Și Dumnezeu a tot gândit cum să comunic cu oamenii. Știți care a fost metoda pe care Dumnezeu a găsit-o? Să ne vorbească pe limba noastră. Avea Dumnezeu diferite metode prin care să ne vorbească, dar Dumnezeu a știut, pentru a avea o relație profundă, o relație adevărată, trebuie să mă cobor la nivelul lor, să comunic cu ei, iar comunicarea conduce spre relație. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. O, ce frumos a comunicat Dumnezeu! Ce frumos ne-a vorbit Dumnezeu! Și prin Fiul Său care s-a coborât printre noi, care s-a făcut om ca și noi, a venit să comunice cu noi. Ne-a binecuvântat, ne-a condus spre o relație, iar relația aceasta este o relație profundă și îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute să avem o relație bună cu Dumnezeu. Mântuirea trebuie să se reflecte în relația cu alții. În relația cu alții. Dragii mei, spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 9. Cum putem noi oare să-i mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu pentru voi? Cum am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru voi? Pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea lui Dumnezeu. Am venit de dimineață acasă la prânz după părtășia de la biserică plin de bucurie când m-am întâlnit cu copiii Domnului, cu biserica lui Dumnezeu. Am venit în această dupămasă aici și inima mea, vă mărturisesc, e plină de bucurie că aici am întâlnit credincioșii Domnului, familia lui Dumnezeu. Noi suntem răscumpărații lui Dumnezeu. Mulțumirea noastră trebuie să se reflecte în relații unii cu alții. Modul în care ne salutăm, modul în care ne vorbim, modul în care ne împărtășim experiențele cu Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să avem relații bune unii cu alții. Mulțumirea trebuie să se reflecte și în problemele financiare. Și în problemele financiare. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5 din Evrei 13. Să nu fiți iubitori de bani. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis, cu niciun chip n-am să te las și nu te voi părăsi. Nu te voi părăsi. N-am să te las. Nu pot să uit. O iarnă grea. Era prin anul 1992. Eram implicat în slujire la penitenciarul din Arad. Plecam de la servici din Vlai cu tramvaiul numărul 2 până la penitenciarul de lângă piața Obor. Acolo era atunci penitenciar și acum este, da, este un penitenciar de femei. Mă duceam în fiecare sâmbătă pentru a avea întâlnire cu deținuții care vreau să-L cunoască pe Dumnezeu. Era o iarnă grea, ningea. Când am ajuns la UTA s-a defectat tramvaiul. Pe frig și zăpadă. Pentru că acolo este ora fixă, când trebuie să intri, dacă ai întârziat nu mai poți să intri. Am luat-o pe jos, alergând mereu și mereu prin zăpadă și l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să ajung la timp. Dumnezeu m-a ajutat, am avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu la părtășie. Când m-am întors înapoi, tramvaiul încă nu pornise. Ia-o din nou pe jos de acolo până la UTA, unde trebuia să iau un tramvai spre Grădiște. Dar pe drum, atunci, vă mărturisesc că m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne Dumnezeule, Tu cunoști dorința mea de a-ți sluji. Cunoști seriozitatea cu care m-am implicat și în lucrarea aceasta. Doamne, posibilitățile mele
sunt așa cum sunt, te-aș ruga frumos, ajută-mă să cumpăr o mașină, indiferent de an, de vechime, care să mă ducă încoace și încolo și mai ales să pot să fac lucrarea ta. M-am rugat lui Dumnezeu, am venit acasă, au trecut doar câteva zile și am primit un telefon de la o familie din Austria și mi-a spus așa, frate Simon, ai carnet de conducere? Și am spus, n-am. N-am carnet pentru că n-am nici mașină. A spus, știi ce? Te rog, du-te și fă școala de șofer, pentru că Domnul mi-a pus pe inima, până ce faci școala, vei avea și mașină. Dumnezeu m-a binecuvântat. Am luat carnetul de conducere și am primit o mașină, un Mitsubishi Space Wagon cu 7 locuri. Și am alergat în stânga și în dreapta lăudând pe Dumnezeu. Nu i-am spus lui Dumnezeu că vreau un Mitsubishi nou. Nu i-am spus că vreau un Mercedes S-Class. Nu. I-am spus lui Dumnezeu o mașină care să mă poată aduce și aduce. Binecuvântat să fie Domnul. Amin, amin. Frați și surori, să ne încredem în Dumnezeu. Nu, să nu iubim banii. Să nu iubim banii, să iubim pe Dumnezeu. El este sursa tuturor binecuvântărilor. Apostolul Pavel spune, m-am deprins. Am învățat să trăiesc și în sărăcie și în belșug. Am învățat să trăiesc și când am mult și când am puțin. Mulțumirea este o alegere. N-ați vrea în această zi de sărbătoare, de recunoștință înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem Domnului, Doamne, de astăzi înainte vreau să aleg și să-mi ajut să aleg întotdeauna să fiu mulțumit și mulțumitor și să te binecuvintez pe tine că tu ești Dumnezeul tuturor binecuvântărilor. Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta, să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute să-i rămânem credincioși. Amin.